benzar pentru Țucudean. CS Universitatea este mai interesată de Cupa României în acest final de sezon, așa că în partida de la Pitești cu Viitorul, penultima din play-off, Mulțescu a dat șanse mai multor juniori de a dovedi că pot prinde echipa mare. Chiar dacă în teren au fost și Bancu, Zlatinski sau Gustavo, în prima repriză oaspeții s-au jucat cu ocaziile. Un exterior al lui Gana trece pe lângă bara din dreapta. Mingea a fost și un pic deviată de fundașul Dimitrov. Mai ratează și Chiț odată, apoi Țucudean trage din prima de la 16 metri, dar portarul craiovean respinge în corner. Coman marchează până la urmă în minutul 51 singurul gol al partidei, cu un șut în diagonală, dintr-o poziție pe care și-a creat-o 1-2 cu Țucudean. Eu îmi planific lucrurile mele. Noi am venit să ne trebuia victorie, am jucat, am încercat să jucăm, am obținut-o și suntem fericiți. Mai e un meci, cum a fost și astăzi, va fi și la Constanța greu, dar sper să avem până la urmă inspirația, inteligența și să putem să facem mai bine ca adversar. Noi am încercat să rezistăm, să opunem rezistență cât s-a putut și să și reușim să creăm fază de poartă, să jucăm ofensiv. Atât cât ne permitea adversarul și cât ne permitea și posibilitățile noastre de nicotatici. Craiova joacă în ultima etapă din campionat în deplasare cu Steaua, dar gândul oltenilor este la returul din semifinalele Cupei României cu FC Voluntari. În Turcia, Universitatea a pierdut acasă cu 0-1.